folosit o pagină care face parte din standard ISO 27734 de testare a vitezei echipamentului. Voi face o copie a unei pagini. Cum ați zis, cum ați aflat și anterior, ecranul este exact aceeași impresie cu a unui mobil. Meniul se poate schimba prin simplu trecem și alunecăm cu degetul pe ecran. Avem și posibilitatea să punem scurtături la funcții sau setări uzuale. Voi accesa funcția de copiere. Cum să zic, 10 pagini. Da? Nu am redus cu nimic calitatea imprimării, nu am. Este copiere color. Ca o paranteză, acest IPM ar fi similar cu pagini pe minut ale laserului. Da? Laserul nu își schimbă viteza. Lungimea de trecere a hârtiei este mai scurtă. 2. Se poate imprima un A3. Acum, iarăși, pentru utilizatori, o problemă este conectarea echipamentelor.